Joe Biden redefinește frugalitatea în campania prezidențială. Președintele american a cheltuit mai puțin decât unii candidați de la Senat. El a avut doar 4 persoane pe statul de plată, care sunt cifrele, le știe Ramona Sârbu. Pentru campania lui Biden s-au cheltuit un total de 1,1 milioane de dolari în al doilea trimestru al acestui an, o sumă remarcabil de mică, care l-ar plasa în urma mai multor candidați democrați la Senat în ceea ce privește cheltuielile. Biden a avut 4 persoane, după cum ai spus și tu, pe statul de plată în această perioadă și aici îi avem pe directorul de campanie, directorul adjunct de campanie, purtătorul de cuvânt și consilierul general. Campania sa, practic, a cheltuit mai puțin de 1.500 de dolari pentru deplasări, cazare și bilete de avion și, dacă te gândești, Alice, cheltuim noi mai mult pentru o vacanță. Pentru chirie nu a cheltuit nimic. El nu a deschis încă un sediu de campanie și o mare parte din personalul său a lucrat în clădirea Comitetului Național Democrat, așadar cheltuieli zero. E o abordare foarte diferită de cea adoptată, de exemplu, de fostul său șef, fostul președinte Barack Obama, în 2011, când a câștigat pentru realegere și a cheltuit peste 11 milioane de dolari în al doilea trimestru al acestui an, la fel în aceeași perioadă ca și Biden, culmea, dar a și stârnit îngrijorare în rândul democraților cu privire la ceea ce ei consideră fi ritmul lent al campaniei lui Biden. Însă rămâne de văzut dacă se pune Biden pe cheltuit.